Zi plină la Teatrul Tudor Vianu, unde Festivalul Teatrelor Dunărene a pășit în cea de-a doua zi. Dimineața a început cu o conferință de presă în care directorul teatrului a făcut un rezumat al primei zile. Cum era de așteptat, cel mai puternic punct al zilei de luni a fost punerea în scenă a dramei Vizitatorul, jucată de o trupă a Teatrului Notara după o piesă scrisă de Eric Emanuel Schmidt. Un recital, spune eu, piesa Vizitatorul, francezul Eric Emanuel Schmidt, în interpretarea absolut încântătoare a lui Alexandru Pan și Mircea Andreescu, secundați de mai tineri Cărbuța Cariton și Cristian Nicolae. Mai multe amănunte despre primele zile ale festivalului, dar și despre evenimentele teatrale de mâine, puteți urmări imediat după știri în ediție specială.